Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi suntem pe data de 25 aprilie 2024 și în creșterea reginelor este important un anumit lucru. Dar înainte de a începe, nu uitați să accesați linkurile din descriere care vă vor duce spre o pagină cu diferiți sponsori, sunt niște magazine online poate găsi ceva interesant prin ele. Bun, dar în creșterea reginelor este important să ne confecționăm bocile cu pulele artificiale. Și pentru acest lucru am nevoie de niște matrițe. Eu folosesc aceste două matrițe pentru a face aceste mici cupule de ceară. Ele le-am făcut foarte simplu. Am achiziționat prima dată cupule artificiale din plastic de la Nicot. Sunt și cele chinezești un pic mai mari. Și am formatat acest băț, să zic așa, în funcție de acea cupulă, ca să-mi încapă exact cupula pe vârful acestui, acestei matrițe, să zic fiindcă este o matriță, se pot găsi și de cumpărat, dar dacă le poți face din lemn, e ideal. Cum se folosesc ele? Destul de simplu. Eu am aceste tăblițe puse aici și le pun într-o găleată cu apă. Ele trebuie să stea în apă înainte de folosință. Deci cam asta ar fi mai mare lucru ai nevoie de un pic de ceară și astfel de matrițe. Asta e ca, ca idee să le, le, puteți folosi. Eu am pus aici un semn, dar nu le fac până aici, fac la jumătatea semnului cu pulele respective. Bun, cam atât, un filmuleț scurt. Cam așa încep eu cu uh, aceste kui kuulema sünge tõvas sekretär ta ühine film , see on terjoorelevoo , eksplika , kama tööd . kui nad avitavad , no ma viin .